Acesta este un creion uriaș pe care l-am primit de la sora mea. Think big! Veți observa că pe parcursul următoarelor săptămâni acesta va fi intro-ul la fiecare videoclip, pentru că în sesiune nu am timp să filmez la fiecare lecție. So bear with me cu acest tricou, cu această față și acest entuziasm. Să înceapă lecția! Yo, și astăzi discutăm despre sistemul osos. Sistemul osteoarticular are rol pasiv în realizarea mișcării. De partea activă se ocupă mușchii. Osteogeneza, dezvoltarea oaselor, geneza oaselor, constă în transformarea țesutului cartilaginos sau conjunctivo-fibros al embrionului în scheletul osos al adultului. Oasele se pot împărți în oase de membrană, dezvoltate prin osificare desmală sau endoconjunctivă, și oase de cartilaj, dezvoltate prin osificare enchondrală. Prin osificare desmală se dezvoltă oasele bolții cutiei craniene, parțial clavicula și parțial mandibula, și tot prin osificare desmală se realizează și creșterea în grosime a oaselor lungi, pe seama periostului, țesutul care învelește osul, practic. Prin celălalt tip de osificare, osificarea enchondrală, se dezvoltă oasele membrelor, oasele scurte, oasele bazei craniului, iar creșterea în lungimea a oaselor la nivelul cartilajelor de creștere metafizare sau diafizoepifizare se realizează tot prin osificare enchondrală. În dezvoltarea osului apar niște centre de osificare, adică din țesut cartilaginos devine țesut osos, prin apariția acestor centre, mai întâi la nivelul diafizei și apoi la nivelul epifizei. Deci mai întâi în centru ca găina se duce și scurmă în mijlocul grămezii și apoi se duce la margine și mănâncă. Prin urmare, epifizele se osifică mai târziu după ce ajung la dimensiunea lor finală. Doar cartilajele de creștere diafizoepifizare rămân cartilaginoase până în jurul vârstei de 20 de ani, iar celulele cartilajelor acestora proliferează numai spre diafiză. Creșterea se face înspre diafiză. Zona internă a periostului, numită zonă osteogenă, realizează creșterea în grosime a osului. După ce creșterea s-a oprit, epifizele rămân acoperite cu un cartilaj hialin, numit și cartilaj articular, iar în jurul vârstei de 20-25 de ani se închid cartilajele de creștere și epifizele se sudează la diafize. Scheletul este totalitatea oaselor așezate în poziția anatomică. Sunt oase lungi, late sau oase scurte. Mai există și oase alungite și oase sesamoide. Când discutăm de oase lungi, ne gândim imediat la membru inferior și membru superior. La oase late vorbim de oasele craniului, unele dintre ele, de stern și de coxal. Oase scurte ar fi carpienele și tarsienele. Aici vă vor pocăli încercând să spună că metatarsienele sau metacarpienele sunt oase scurte, dar nu, sunt oase lungi. Nu menționează asta, deci luați doar carpiene și tarsiene ca oase scurte. Rotula este un exemplu de os sesamoid pentru că se află în tendonul mușchiului quadriceps femural, iar mai jos ni se dau două exemple de oase alungite, coastele și clavicula, numai că mai târziu când ne este descrisă clavicula, ei spun că este os lung. Voi trebuie să luați și ca alungit și ca lung, nu contează, clavicula este de toate. Os alungit înseamnă că arată ca un os lung, doar că nu prezintă diafiză și epifiză. Și începem să descriem scheletul de sus în jos. Capul are un neurocraniu care acoperă encefalul și un viscerocraniu, oasele feței. La desenul ăsta destul de vag, unde au combinat mov cu albastru încât să nu vă dați seama să fie cât mai vag, v-ar putea întreba de articulațiile dintre oase. Cu cine se articulează? Temporalul, occipitalul, parietalul, frontalul, zigomaticul, maxilarul și mandibula. Așa că încercăm să le luăm pe rând și să vă spun astea care ar fi mai evidente și de care, să zicem, v-ar întreba. Pentru că aici unde-i vag, sincer, nu cred că se bagă nici ei. Osul occipital se articulează cu cele două oase parietale și cu cele două oase temporale. Un os parietal se articulează cu occipitalul, cu temporalul,
cu sfenoidul și cu frontalul. Temporal se articulează cu occipital, parietal, zigomatic și sfenoid. Frontalul se articulează cu cele două oase parietale, cu sfenoidul, cu etmoidul, cu nazalele, cu zigomaticele, cu lacrimalele și cu maxila. Zigomaticul se articulează cu oasele temporal, parietal, maxilar și cu sfenoid, cumva. Mandibula se articulează cu maxilarul, cu temporalul și cu zigomaticul. Neurocraniul are patru oase nepereche, frontal, etmoid, sfenoid și occipital și două oase perechi, parietale și temporale. Două oase pereche ori 2, 4 plus 4 oase nepereche, neurocraniul are 8 oase în total. Viscerocranul este format din 6 oase pereche, maxilare, palatine, nazale, lacrimale, zigomatice, cornetele nazale inferioare și 2 oase nepereche, vomerul și mandibula. 6 oase pereche ori 2, 12 plus 2 oase nepereche, 14 oase are viscerocraniul. Atât am avut de zis despre scheletul capului. Trecem la scheletul trunchiului. Este format din coloană vertebrală, stern, coaste și bazin. Bazinul este alcătuit din sacru și cele două oase coxale. Coloana vertebrală, situată median, are triplu rol, este ax de susținere a corpului, protejează măduva și ajută la executarea diferitelor mișcări ale trunchiului, dar și ale capului. Are 5 regiuni, cervical, toracal, lombar, sacral și coccigian. O vertebră tip, o vertebră exemplu, să zicem, are anterior corpul vertebral, posterior arcul vertebral cu apofiza spinoasă. Corpul este legat de arc prin doi pediculi. Prin suprapunere, pediculii delimitează spațiile intervertebrale, orificiile intervertebrale, prin care ies nervii spinali. Orificiile vertebrale delimitate de corpi, pedicul și arc, prin suprapunere formează canalul vertebral, care adăpostește măduva. Sacrul s-a format prin sudarea celor 5 vertebre sacrale. Este un os în formă de triunghi cu baza îndreptată în sus. Veți observa că mai toate oasele în formă de triunghi au baza îndreptată în sus. Este un os median, nepereche, și prezintă fața articulară pentru oasele coxale, dar și pentru vertebra L5. Vârful se unește cu baza coccisului. Coccisul s-a format din 4-5 vertebre coccigiene și nu este foarte mult de zis despre el. Coloana vertebrală are și ea curburile ei naturale care ajută la mișcări și cumva evită tasarea oaselor, să nu se pună presiune ca pe un băț. Aici este posterior și aici anterior. În plan sagital, privind din lateral, curburile se numesc lordoze, au concavitatea posterior în regiunea cervicală și regiunea lombară. Deci lordoze există lombar și ca să rețineți, vă gândiți că întotdeauna începem cu lordoză. Lordoză, cifoză, lordoză, cifoză. La cifoze concavitatea este anterior, scobitura, asta înseamnă concavitate. Și mai sunt și niște curburi ale coloanei înspre stânga sau dreapta, privite în plan frontal. Există în mod normal, de exemplu la dreptaci, coloana este îndreptată puțin înspre dreapta. Și se numesc scolioze. La scheletul toracelui avem sternul, coloana vertebrală și coastele. Sternul este un os lat, aflat anterior, este nepereche, e așezat median pe mijloc. Este alcătuit din manubriu, ăsta simpatic de aici, corp și apendice xifoid, care până la 40 de ani este cartilaginos. De el se inseră niște mușchi, asta este rolul lui practic. Coastele sunt arcuri osteocartilaginoase. Se află pe lateralul toracelui și sunt 12 perechi de coaste. 7 perechi adevărate, 3 false și 2 flotante. Primele 7 sunt adevărate, următoarele 3, 8, 9 și 10 sunt false pentru că se articulează la stern prin cartilajul coastei a șaptea
iar coastele flotante nu au cartilaj și se află posterolateral. Aceasta este poziția anatomică a omului cu mâinile așezate așa. Înspre lateral este radiusul, înspre medial este ulna. La membru inferior, înspre lateral este fibula, înspre medial este tibia. După cum v-ați dat seama, vom discuta acum de scheletul membrelor. Începem cu scheletul membrului superior, format din scheletul centurii scapulare și membru liber. Să fiți atenți să nu confundați termenul de mână cu tot membru superior și termenul de picior cu tot membru inferior. În popor așa vorbim, mă doare piciorul, când de fapt mă doare coapsa sau mă doare gamba. La grile vă pot încurca și vă întreabă, nu știu, de oasele mâinii și or să vă enumere humerusul și radiusul pe când voi trebuie să vorbiți de metacarpiene și carpiene. Centura scapulară este alcătuită din claviculă și omoplat, scapulă. Membrul liber prezintă scheletul brațului, humerusul, și scheletul antebrațului, radiusul lateral. Medial este ulna și scheletul mâinii. V-am spus că la claviculă o să menționeze că este un os alungit mai întâi și apoi că este un os lung. Scapula are formă de triunghi și v-am zis că de obicei astea în formă de triunghi au baza îndreptată în sus și se articulează doar cu humerusul. Deci clavicula nu se articulează cu humerusul. Avem așa, humerus, scapulă, scapulă, claviculă. Dacă tot ne aflăm în zona asta, observăm că maniubrul sternal se articulează cu clavicula, cu prima coastă și și parțial cu cea de-a doua coastă. Până acum trecem la mână. Mâna are 8 carpiene, 5 metacarpiene, câte degete sunt, atâtea metacarpiene, și 14 falange, câte 3 falange la fiecare deget, mai puțin la pollice, rețineți, pollice, degetul mare de la mână, unde sunt doar 2 falange. Deci 3 ori 4, 12 și cu 2, 14 falange. Scheletul membrului inferior este alcătuit din centura pelvină și membrul liber inferior. Centura pelvină are oasele coxale și sacrul. Coxalul s-a format prin sudarea ilionului cu ischionul și pubisul. Cele două oase coxale se articulează anterior una cu cealaltă, formând simfiza pubiană și osul coxal prezintă și el fața articulară pentru sacru și pentru femur. Scheletul coapsei este format din femur, cel mai lung os al corpului. La nivelul femurului o să întâlnim și mușchiul croitor, cel mai lung mușchi al corpului. Apoi la genunchi este și rotula, care are formă de triunghi. Fața ei posterioară se articulează cu femurul. La gambă medial este tibia, este un os mai mare. Și lateral este fibula. Fibula nu se articulează cu femurul. Tibia se articulează cu femurul, în schimb. Fibula se articulează cu tibia. Și jos la picior avem 7 tarsiene. La mână aveam 8 carpiene. Apoi 5 metatarsiene, câte degete la picioare, atâtea metatarsiene, și 14 falange, câte 3 falange la fiecare deget, mai puțin la haluce, care prezintă doar 2 falange. Haluce este degetul mare al piciorului. Un mic detaliu pe care voiam să-l mai subliniez ar fi aici la figura 67, unde aflăm de primele două vertebre cervicale, atlas și axis. Prima este atlas și apoi este axisul. Și am terminat lecția pe ziua de azi. Dacă ți s-a părut util acest videoclip și ai învățat ceva din el, nu uita să dai un share. Nu fi... Da, știți că nu trebuie să fiți egoiști. Apasă pe butonul de subscribe, pe clopoțelul acela pentru notificări, like și follow. Verificați și linkurile din descriere. Rugați-vă pentru mine, stă în sesiune. Pa!